Astăzi, la Doza de Speranță, vreau să-ți pun o întrebare. Cum stai cu postul? Postul este una din disciplinele spirituale care apare și în Vechiul Testament și în Noul Testament, dar în același timp este una din disciplinele spirituale destul de neglijate astăzi. Sunt credincioși care n-au postit niciodată, sunt unii care postesc foarte, foarte rar, sunt alții care poate practică un post destul de formal, în sensul că singurul lucru diferit pe care îl fac e să nu mănânce și sigur cred că sunt și credincioși care într-o zi de post caută să se apropie de Dumnezeu din toată inima. Aș vrea să te încurajez să postești și să o faci așa cum te învață cuvântul lui Dumnezeu. În sensul acesta vreau să citesc câteva versete din Vechiul Testament, din cartea Isaia, care ne arată cum să postim și beneficiile postului. Isaia, capitolul 58, de la versetul 6, spune astfel: Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Asta trebuie să facem într-o zi de post. Să lăsăm ca bunătatea lui Dumnezeu să ne cuprindă pe noi și prin noi să meargă înspre alții. Și atunci Dumnezeu are niște promisiuni extraordinare. În următoarele versete sunt vreo 10 promisiuni pe care Dumnezeu le face. Te încurajez să le citești. O să menționez câteva dintre ele. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Și lista promisiunilor continuă. Dacă din neglijență, dacă datorită unei vieți haotice și aglomerate, ai neglijat disciplina aceasta spirituală, te chem să te gândești în modul cel mai serios de a îmbunătăți această practică extraordinară care trebuie să fie parte și din viața ta. Postește, roagă-te și așteaptă ca Dumnezeu să reverse harul Lui.